Bună ziua, stimați telespectatori, bună ziua, stimați spectatori din Comuna Izvoarele. Ne găsim în fața căminului cultural, în incinta acestuia, mai bine zis, cu un prilej foarte frumos al folclorului românesc, sau generat de folclorul românesc. Ne referim la ziua de astăzi, ziua care înseamnă o sărbătoare națională, Drăgaica fiind ea cunoscută, dar nu numai Drăgaica, în mitologia românească are mai multe denumiri această sărbătoare, denumiri care în marea lor majoritate se leagă de ziua frumosului, de ziua a ceea ce se întâmplă frumos în interiorul unui popor. În Comuna Izvoarele astăzi, cu sprijinul căminului cultural, organizatorul acestei emisiuni, cu sprijinul școlilor de pe raza Comunei Izvoarele, participăm la această frumoasă sărbătoare. Se vede bine faptul că, așa cum spune un proverb românesc, după ploaie vine și furtună. După ploaie și furtună vine și vreme bună. De ce spun acest proverb? De ce l-am invocat? Știm că nici cu o săptămână înainte am sărbătorit o altă acțiune a poporului nostru, și anume rusaliile. Rusaliile, acele ființe, acele zâne ale răului, care făceau suficient de multe necazuri atât tinerilor cât și locuitorilor dintr-o anumită comunitate. Ele sigur că și-au găsit nașul, dacă pot spune așa, prin jocul călușarilor, care călușari au fost cei ce au alungat aceste zâne rele, ielele, cum le mai numeam, și cele trei zile de rusalii au beneficiat de jocul acesta al călușarilor. Astăzi este ziua bună, ceea ce se întâmplă după furtună, așa cum vă spuneam. Și este ziua zânelor bune, ziua zânelor care fac să fie în interiorul unei comunități să se întâmple numai lucruri frumoase, lumea să se iubească, culturile agricole să fie la loc de cinste, florile să înflorească mai frumos. Deci iată zânele care aduc și bine, nu numai rău. Vreau să vă spun că această zi, în istoricul său, ziua universală a ei, coincizând astăzi cu ziua Drăgaicii sau a Sânzienelor, cum mai este numită, beneficiază de un aport deosebit al comunităților internaționale. Peste 100 de țări sărbătoresc astăzi ziua ei, ziua care de fapt dă viață unui popor, care de fapt dă identitatea acestui popor prin portul său național. Este a patra aniversare pe care o facem din 2013, din 2013 începând să fie sărbătorită această zi, zi care de fapt se străduiește să intre în analele, am putea spune, culturale, are cel puțin a 100 de țări de pe globul pământesc. Nu vreau să lungim prea mult vorba, vrem ca să prezentăm acest program. Ei, copiii și nu numai copiii, chiar și adulții din Comuna Izvoarele, doresc să sărbătorească această zi cu fast, în sensul că ei vor da naștere, vor produce unele, să le zicem, numere artistice specifice zonei în care locuim. E deschiderea a ceea ce înseamnă ziua de astăzi. Noi o să ne mai întâlnim, stimați telespectatori, o să ne mai întâlnim și eu am să vă mai spun câteva vorbe legat de ce se întâmplă astăzi în Comuna Izvoarele, întâmplare care am dorit să se manifeste în întregul județ al nostru, întregul județ Giurgiu, dar nu numai, dacă se poate, chiar această extrapolare să aibă loc la nivelul țării noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, ne mai auzim!
a patra chiliat. Uite mai aproape. Cămașa. Foarte frumoasă cămașa. Da, e și rusută. Da. Cum te cheamă? Mama? Nu-i nimic. Da. Gata, știți. Da? Gata, Petru, bravo! Stimații mei telespectatori, aveți în fața dumneavoastră adevăratele sânziene din comuna Izvoarele. Iată-le, multe dintre ele, se pare că astăzi dimineață au fost vizitate de către copii, de către tinerii din comună și le-au oferit acea coroniță care de fapt înseamnă pentru fetele bune de măritat, înseamnă spor la măritiș. Așadar, ele sunt cele cu fetițele pe care le aveți în fața dumneavoastră, cele care arată și întruchipează adevăratele sânziene. Dacă sărbătoarea despre care v-am vorbit mai înainte s-a produs, a fost afară, iată că în interiorul căminului cultural acest lucru coincide cu această sărbătoare, coincide cu ziua în care copiii de pe raza țării noastre, școlarii, termină anul școlar 2015-2016, sărbătorindu-și în felul acesta încheierea anului școlar. Pe scenă puteți vedea o mică dramatizare a vestitei povești Capra cu trei iezi, prezentată de elevii clasei a doua de la școala Izvoarele. Dacă ei nu au suficient de bine pusă în valoare calitatea muncii lor, acest lucru se poate, eu știu, pune și pe seama faptului că, deși în căminul acesta cultural foarte frumos, cu multă lume care vine să vadă ce se întâmplă aici, lipsește ceea ce e foarte important, instalația de sonorizare a căminului. Dar, în condițiile date, considerăm că putem să facem acest lucru și să se bucure părinții de copiilor, iar copiii, la rândul lor, să se bucure de prilejul acesta, care înseamnă preludiul vacanței de vară. Hapciu! Hapciu! Iată, uite! Am guturai! Bate-mă! Să trăiești? Să trăiești, nănașule! Finule, aici erai! Vino eu de să te jur, că n-am timp de o pictură. Așa, cum place. Cânta cucul într-un brăduț, de răsună ce năuț. Cânta cucul într-un brăduț, de răsună ce năuț.
nebunelor, ce plângeți? Of, mai proastești! Ce nebunelor, ce plângeți? Vezi tu? Vezi tu, oare? Vezi tu, drumul ce de sare, de o să-l dea jos pisica în fătul, o să-mi-l omoare. Of? Of, mai proaste n-am văzut. Dar of, mai proaste n-am văzut. Plec în lume, scap de voi, de găsi mai dobitoși, voi întoarce înapoi. Prostul-i prost de când se naște și până la moarte-i prost, dar prost. Prostul-i prost și peste tot în lume, prostul-i prost, dar e buros. Scena evoluează în momentul acesta. Absolvenții clasei a patra, deci absolvenții unui ciclu de învățământ, și anume ciclul primar. Ei se pregătesc pentru a intra în ciclul gimnazial, motiv pentru care, cu prilejul sfârșitului de an școlar, cred că sunteți cu toții în asentimentul meu să urăm copiilor aceștia care părăsesc un ciclu de învățământ, să le urăm succese și să îndure cât mai ușor trecerea de la doamna învățătoare, a doua mamă, cum s-ar spune, la domnii profesori, cei care le vor fi părinții adoptivi pentru o perioadă de 4 ani. Așa cum vă spuneam, stimați telespectatori, în a doua parte a programului pe care îl desfășurăm cu prilejul zilei sânzienilor, în curtea Căminului Cultural, ansamblul folcloric al acestui cămin sărbătorește această zi aniversară a sânzienelor. O să am lângă mine o prezentatoare a programului artistic, Daniela Bălăreanu, care o să ne dea câteva lucruri legate de ceea ce se va întâmpla acum. Te rog să spui, Daniela, să spui, Daniela, te rog să spui care este programul artistic respectiv. Bună ziua! În deschiderea programului urmează ansamblul de dansuri populare al Căminului Cultural Izboraca Junior, grupul și soliștii vocali, formată de soliștii vocali, Olanu Andreea, Ungureanu Nela, Pantelimon Gabriela, Nidele Alexandru, Olanu Andreea, Militaru Nina și Camelia Bățoi. Mulțumesc, Daniela, pentru prezentare. Urmează acum să facem loc și să lăsăm artiștii să se producă pe scenă, da? Poftim!
vă plac micii artiști, sunt cei care reprezintă pepiniera ansamblului artistic din Comuna Izvoarele. Sperăm că acești copii vor avea într-un viitor nu prea îndepărtat prilejul să fie cunoscuți de către, atât de către județul Giurgiu, cât și de către celelalte județe de la nivelul țării noastre. Noi aspirăm la ideea de a duce copiii noștri chiar și peste granițele țării, așa încât folclorul românesc și prin ei să se propage și să meargă cât se poate de departe, dacă se poate chiar și peste ocean. E, puțin cam pretențios, e adevărat, dar se poate întâmpla și acest lucru. Avem aici două soliste care se pare că doresc să strângă legăturile cu Republica Moldovenească, cu Moldova, așa încât și poporul nostru să simtă aproape ceea ce se întâmplă în, alături de granițele României. Iată cele două soliste care interpretează un cântec al unui solist cunoscut al Moldovei, Ion Palada. Juleandra este dansul pe care îl putem observa că are viață și în comuna noastră, în comuna Izvoarele. Comuna în care astăzi ne este gazdă în vederea sărbătoririi zilei despre care vă vorbeam. În momentul acesta avem în fața dumneavoastră un al doilea ansamblu, hai să zicem juniorii, cei mai mari, care urmează să le dea lecție de dans celor mici, dar nu numai atâta, să constituie pentru cei mai mari modelul adevărat. La rândul lor, ei devenind adulți dansatori ai comunei Izvoarele. Așa se întâmplă. Este adevărat, acest lucru se întâmplă în condițiile în care avem de-a face cu o temperatură destul de ridicată. După cum vedeți, se pare că nu avem de-a face cu copii care să pregete, să zicem așa, în fața temperaturilor, chiar dacă temperatura, chiar și a lor corporală, este una care iar îndemna mai degrabă să stea, să facă un duș rece sau, de ce nu, să meargă undeva la mare să se bălăcească în apa mării. Thank you.
Gabriela Pantelimon, care credem că va fi într-un viitor nu prea îndepărtat unul din soliștii populari ai comunei Izvoarele. Ea reprezintă pentru școala din care face parte ceea ce am dorit să reprezinte majoritatea copilașilor de pe teritoriul nostru. Nidelea Alexandru este unul dintre doritorii de muzică populară românească, este unul din urmașii pe care iară am putea spune comuna noastră, ai interpretului îndrăgit de toată lumea, Ion Dolănescu. Nu vreau să vă spun că nu numai faptul că dumnealui va interpreta niște cântece ale lui Ion Dolănescu, dar va fi și în grad, să zicem așa, de ruderie cu acest
mare cântăreț, am putea spune, al muzicii populare românesc. Nidela Alexandru Așadeci, un exemplu viu pentru tinerii din comuna Izvoarele. Cred că vă face plăcere să ascultăm o baladă, veche baladă, care se mai păstrează încă folclorul românesc și, din păcate, o baladă pe care foarte mulți dintre cei care trebuie să se ocupe de ceea ce înseamnă păstrarea folclorului românesc se ocupă din ce în ce mai puțin. Este un adevărat model, domnul Nidelea, pentru ca și păstrător al folclorului românesc, cel de zonă în special, dar nu numai. Vreau să vă spun în continuare despre domnul Nidelea faptul că dumnealui a îndrăgit în tinerețile sale și pe un bun artist, un mare artist al poporului nostru, pe nume Amza Pelea, care sunt convins că toată lumea îl știe, și care artist a constituit pentru dumnealui un adevărat model. Și după cum veți vedea imediat, domnul Nidelea va face în așa fel încât să renască plăcerea publicului nostru pentru vestitul Neamărin. Vă rugăm să-l urmăriți cu plăcere în păstrarea bunelor glume care s-au făcut de-a lungul timpului pe ecranele noastre și în sălile noastre de spectacole. Bă, vede-o, fata ta, că știi ce mă gândi eu? Ce te gândiți, Mărină, zice ea, ce te gândiți? Bă, să mă gândi să mă fi la București încolo. Olele, olele, bă, de ce? Bă, să fiu de aia. E, du-te dacă e de aia, zice, du-te dacă e de aia, da. Mărine, să nu uiți să iei de așa la cumurător de sără, noi călcăm la șpandrică, că poate și aduce și el la minte să ne dea mașina aia de puzut de dânsă pe notă, știi? Bă, fratele, o zi și făcut, mă să intri plecat. Ajuns să-i, când ajuns să-i la București, la nașul pandilică, vânzoleală mare în curte, știi? Închisoială mare. Să uitați toți la un tomobil de la mic, un tomobil de la mic, știi? Mă drăcie ce să fie dacă am beuți. Că am beuți mi se părură. Mai ales nașul pandilică, trăsnea să-mi vreză până la urmă. Bă, fraților, mă dau mă într-o parte să rămână nașe. O, zice, iete pandilică și numărind la Băilești. Zice, dar ce-ai îl de așa ăla? Pă, murături. Nu ne fug vorba așa, eu să vă dau ordine și murături, voi să-mi dați mașina de buzut? Bă, care mașină, că nu mai e? Nu mai e, că n-a avut de lucru, n-aș do pandilică și o vându. Și cu banii de-i loc, câștigă în fiecare toți ca 150, că tamara cu ne pregăteam să plecăm pe la Sinaia, încolo.
Ololo, pe ce că voi la spinaia, bă? Păi zic că n-avem nicio treabă, dar dacă avem mașină, ne ducem așa să avem de unde veni, știi? Bă, fraților, zici și făcut, ne usuirăm în mașină, n-aș bandifică cu nașareta în față, îl bătân cu apă, bătân în spate. Acum zice, bă, hai mă, zui și copii. Pantilică nu e voie decât 4 persoane. Zui de acolo, dar acolo, ce copii e persoane, e cât la el, ia. Bă, fraților, zice, dar ce faci cu ciuciumărini, ciuciumărini sunt eu, știi? Bă, zice, să stea și el tot acolo, dar să stea pe ciuci. Filmă mine când îi zici eu 6, te culci pe burtă, că înseamnă că e miliția și nu e voie, știi? Bă, zi, bă, dacă nu e voie, nu mă sui eu, bă, dacă nu e voie, nu mă sui eu, auzi? Hai, bă, să-i dracu, dar acolo, ce pieți, copii, e că la el, auzi, ia. Bă, fraților, bă, la, într-un târziu auzi pe nașareta, zice, e de pandilică, suntem pe la kilometru 6. Eu sări pe burtă, ce dracu era să fac când auzi 6? Bă, filmările, bă, nu sări pe burtă decât când e 6 de miliție, nu de kilometri, știi? Dorim să vedeți că pe raza comunei noastre dansează nu numai copiii, nu numai copiii fac folclor, mai face folclor și oamenii care au trecut bine de o anumită vârstă. O avem în fața noastră, alături de o tânără interpretă, o interpretă cu mai puțină experiență, și experiență vorbesc de scenă, dar cu multă dorință de a fi păstrătoarea folclorului românesc. Se numește doamna Nina Militaru, are o deosebită plăcere să vină pe scena Căminului Cultural, așa încât ea, chiar dacă are o vârstă, am putea spune, apreciabilă, constituie pentru copiii noștri un adevărat model. Îi mulțumim cu această ocazie pentru faptul că are toată plăcerea să participe alături de copii și tineretul din comuna Izvorle. Așadar, doamna Nina Militaru, însoțită de Andreea Olanu, o interpretă tânără, dar cu foarte multă bunăvoință de a face cultură și... Thank you.
grupul vocal folcloric alcătuit atât din elevi și după cum vedeți și din adulți care figurează pe lângă căminul cultural Izvoarele. Nu avem specialiști din vederea pregătirii acestor, nu sunt specialiști în pregătirii acestui grup, însă dorința lor de a face o figură frumoasă, să zicem, reprezintă imboldul pentru fiecare acțiune folclorică pe care o desfășoară. Avem un interpret mai mare, este doamna Camelia Bărzoi, care de asemenea reprezintă pentru comuna noastră un adevărat model, am putea spune, pentru toți cei care îndrăgesc muzica populară românească și de ce și nu altă muzică. Alături de mine, pe directoarea școlii, am putea spune sufletul acestei acțiuni din ziua de astăzi și pe nu mai tânăra directoare a Căminului Cultural, se numește Andreea Olan, și căreia îi urăm succes în noua activitate pe care o are. Mulțumim, Andreea, pentru ce ai făcut astăzi și doresc ca ceea ce s-a întâmplat astăzi să fie în continuare ridicat la puterea EN. Promiți acest lucru? Promit. Mulțumesc pentru promisiune. Doamna directoare, acum dacă pentru ce s-a întâmplat astăzi i-a mulțumit directorului Căminului Cultural, nu s-ar fi putut întâmpla aceste ceea ce s-au întâmplat fără contribuția dumneavoastră. Țin să vă mulțumesc pentru ce ați făcut, vă mulțumesc pentru acțiunea zilei de astăzi și vă mulțumesc pentru acțiunile viitoare pe care sunt convins că le veți întreprinde. Promiteți? Sigur că promit și noi mulțumim pentru atenția acordată. Cu tot dragul am participat la acest program și promitem că și în viitor vom lucra foarte bine cu Căminul Cultural, cu formațiile de la nivelul Căminului Cultural. Așa și trebuie, pentru că școala și Căminul Cultural sunt surori gemene, am putea spune, în ale culturii. Așa este? Așa este. Da. Cu aceasta, ziua de astăzi, o încheiem cu
convingerea că dumneavoastră ați fost cei care ați gustat acțiunea noastră și vă invităm în continuare să participați alături de emisiunea Satul Giurgiuvean. Vă mulțumesc, dragii mei telespectatori, pentru atenție. Vă invit la o emisiune viitoare. Vă mulțumesc! Thank you.